pentru vot prin corespondență s-au înscris 37.055 de oameni. Scuze. Pentru vot la secțiile de votare s-au înscris 35.112. Domnule, că dacă sunt milioane, domnule. Deci eu nu înțeleg un lucru foarte simplu. Ai avut și ai posibilitatea să te înscrii prin corespondență, să nu mai depinzi de cozi, să nu mai stai la secții. Trage guvernul de tine și eu nu înțeleg de ce tot trage. De ce nu prelungim până în 2035 chestia asta? Adică, înțeleg. Dom'le, de ce nu prelungim până în 2035? Îți vine plicul acasă. O să stai și în pat și îți vine plicul peste tine și nu te înscrii. Și stă guvernul și prelungește. Și mai prelungește odată, și mai prelungește odată, și mai prelungește odată. Și nu înțeleg de ce. Păi dacă nu vor oamenii, ca o set acolo, domnule ministru, adică eu am senzat, dumneavoastră credeți important. Că nu veți mai poate avea cel mai cozi drept la în democrație. Și a fost tot timpul cel mai important. În 2016 se scriseseră 9.000, domnule, să... a fost vot în corespondență. Păi nu votează, domnule. Niciodată nu votează, domnule, mai mult de 350.000. Vreau să spun eu două apropo de chestiunea asta. Imediat, dacă îmi permite, domnul ministru, vreau să spun așa, că toată modificarea legii electorale este vădit neconstituțională. Pentru că egalitatea cetățenilor în fața legii înseamnă așa. Dacă timpul de vot este de 12 ore sau 14 ore, el trebuie să fie egal. Nu de, pentru un cetățean român singur, să fie de 10 zile, sau 12 ore, pentru altul să fie de 3 zile. Exact, da? Singur, nu este posibil ca modalitatea de vot să fie una singură, deci pot pentru fi cetățenii români. Alegerile din cauza asta? După părerea mea, absolut, toate modificările absolut sunt vădit neconstituționale. Absolut. Trec peste faptul că nu vrea nimeni să voteze cu adevărat, Răzvan, și nu în condiții civilizate. Hai să ne înțelegem. Dar nu niciodată mai mulți de 400 de mii. Vineri și sâmbătă, cele două zile, primele da, două nu de duce vot, nici dracu. Exact. Da. Căi la muncă, căi da la... Și o să se ducă duminică, dar și duminică tot, va fi dar tot 350.000. Tot din ăștia care sunt neînscriși, că dacă măcar te înscrii pentru vot la secție, știi ăla la secție, face un fel de listă mică acolo, cine vrea să voteze la o anumită secție, da, la Köln, la Hamburg, la Paris, unde e, și nu mai stai să-ți dai CNP-ul, număr de nu pașaport. Nu mai stai cu toate formalitățile. Și acum, dacă domnul ministru crede că au rezolvat ceva, nu. Ba, modificările da, au rezolvat, sunt neconstituționale și brambureala și cozile și scandalele. Actum sau scandalurile, cum e pluralul corect, pe Elena vor fi au la rezolvat, fel au desumflat cea mai jegoasă șmecherie asta a securiștilor da din ambasade. Asta da. A securiștilor asta de da la SIE din ambasade. Da. Aia cu ghesuială. Aveți probe? Păi nu, au desumflat, că au zis, ce vreți că mai mult de atât? Sigur că am. Păi probele sunt. Consulii sunt ofițeri SIE, în ambasade sunt ofițeri sub acoperire SIE, în ambasade se petrece haloi. Când a murit, păi cine produce haloi? Ce era diplomatul, a fost decorat la secret. Pentru bun, că de asta ce era acoperit. Da. Deci, asta dar, este dovada dar, cea mai clară. Asta înseamnă că toți sunt. Deci, toți sunt domnul SIE, ministru care mai mă detrageți de ei în felul ăsta. Respectarea dreptului de a vota. Păi, cred că respectarea trebuie acestui drept este extrem de important și facem acest lucru și bine, dar atunci de ce nu-mi respectat și mie dreptul de vot în țară? În aceeași măsură respectăm păi dreptul al tuturor românilor. Păi eu vreau să stau acasă să-mi vină vreo. Nu vreau, domnule, să mă duc la secție. Melene. Și vreau să spun că la ultimele alegeri și stați puțin că s-a stat să fie coadă și în București. Personalul de ce să nu vină din ambasade, păi inclusiv cei care sunt astăzi și au fost în secțiile de vot, pentru că s-a întâmplat să fie în general ideea de a scrie pe un tabel, au fost supuși în acea perioadă unor... Puteți vota conform legii. Păi, conform legii vine, deci eu vreau să vă deci nu vă deci primește, deci gata, sunteți discriminat, vă răspund direct. Eu duminică lucrez oricum. Adică eu am emisiune duminică și dacă sunt alegeri și nu. Bun. Deci, domnule, s-ar putea să nu pot să ajung duminică la vot din cauza faptului că eu chiar atunci nu cresc. Atunci nu votezi. Domnule, sâmbătă mă. Și eu sunt la redacție. Dacă îmi permiteți, sunt la redacție. Eu în străinătate am așa posibilitatea. Vine cu am. Să votez prin corespondență, dar nu se înscriu decât 37.055, dacă sunt milioane în afară. Să votez la secție, dar să mă anunț din timp că votez, ca să nu mai stau să completez atunci. Evident. Să fiu pe lista secției și mă duc doar cu actul de identitate și votez. Se înscriu doar 35.112. Dom'le, mai stau și 3 zile să votez. Dom'le, dar cu ce am păcătuit eu, cetățean din România, domnule? Păi nu ai fugit în țară. Dacă îmi permiteți, eu
cred că noi vorbim acum rațional, legal, constituțional, e o dezbatere. Dar cred că nu o să aibă nicio importanță la momentul votului, pentru că noi am de 30 de ani tot vorbim de lege, iar cetățenii au văzut că statul de drept merge dintr-o extremă în alta. Ba e desconsiderat, ba e vine cu abuzuri, niciodată nu a fost o dorință sinceră de a crea o mentalitate în spiritul statului de drept, de respectarea legilor. Și atunci oamenii vin, bă, ce să nici nu sunt interesați. Care nu, imediat nu te merg. Imediat termin. Oamenii nici măcar nu sunt interesați ce spune legea și ce se va întâmpla acolo. Iar dacă unul dintre candidați va veni atunci în alegeri și va spune nenorociți ăia, iar falsifică voturile, ieșiți că e jale acolo, să vedeți cum vor veni iar acolo și după aia o să zicem, domne, dar de ce au ieșit și de ce a ieșit votul așa? Pentru că se votează emoțional la tot felul de îndemnuri din astea. Și măsurile astea, credeți că anulează posibilitatea unui vot emoțional pe o lozincă? De nu, eu cred că nu vor avea niciun fel de efect, sau vor avea un efect insesizabil. Cum pentru să tai macaroana când oamenii pot să zică, domnule, uite, eu totuși stau la coadă. Da, bun, uite, eu chiar m-am înscris la secție și tot stau la coadă. Nu mai poți să faci scandal. Păi ce să vezi, au venit un autocar. Ba, vor face în continuare. Bun, când ai 3 zile, când ai 3 zile, ce mai spui? Că 3 zile nu mai poți să zici, cum au zis, că au votat la ambasada română din Paris. Nu mai vorbim ce cheltuieli face statul român cu acest vot, pentru că cheltuielile sunt imense. Bineînțeles, spune că sunt împiedicați să-și exercite dreptul la vot din cauza nici unor bandiți. Păi cum, ce contează? Deci, statistic, noi vorbim deci, permiteți-mi să relev ipocrizia mai ales a domnului Cioloș, acum europarlamentar, care, apropo, sunt foarte curios cum vor vota ei candidatul din Franța, eu care are probleme nu, după calificarea lor. Deci dacă v-ați combinat permiteți-mi, cu Ponte, eu zic să nu vorbiți rău nici de Cioloș. Eu nu m-am combinat cu nimeni, eu suntem în ALDE și acolo rămânem de sine stătători. Să nu confundăm o alianță electorală. Bun, 2016. 2016 am fost în secția de vot pentru numărarea votului prin corespondență. Am stat 26 de ore. Afară sau în... în România, în București. Da? Ultima secție. Prin corespondență. Aproximativ 16.000 de români erau înscriși. 8.000 au solicitat buletinele de vot. Și doar 6.000 au fost valabile. Nu, 4.000 au trimis înapoi. Deci s-au trimis 8.000 de plicuri. Aproximativ 25 de lei costă această operațiune, ca să revin la calcule, și 4.000 s-au întors. Da. N-am văzut pe nimeni atunci să fie supărat sau ceva, dar paradoxul știți care este și aici, într-adevăr, dar trebuie să relev. Că erau parlamentare, numai la prezidențiale. Parlamentare, dar permiteți-mi să relev paradoxul în această situație, căci important, din păcate, nu este atât votul, ci cine numără. Și dacă ne uităm la cine numără, anume STS-ul pe un program transmite, pe care l-am ascultat chiar la dumneavoastră în emisiune, domnule Răzvan Dumitrescu, că este un program ilegal. Domnule, la comisie... Și totuși guvernul a acceptat să mergem cu același program. Aici nu înțeleg eu. Nicio. De ce guvernul a acceptat și niciun ministru ALDE nu a votat, a semnat acest lucru, pentru că noi ne retrăsesem deja de la guvernare. De ce a acceptat guvernul să mergem cu același program ilegal? Din același motiv din care domnul Tudorel Toader, un luptător împotriva sistemului, ne-a povestit despre doctoratul Laurei Codruțeacăve și că e corect și că nu e plagiat. Dar în același timp l-a ajutat pe domnul Iohannis, cert, după 32 de zile să ia de îndată decizia conform deciziei Curții Constituționale, s-a dat jos pe doamna Chioveși. A mimat Iohannis acolo ca să nu